astăzi sunt într-un loc foarte bun, tocmai pentru că am mers, am șchiopătat, m-am împiedicat, am căzut, m-am ridicat și am mers mai departe. Concerte cu succes și mii de fani, momente de extazi, de atâția ani. Am avut multe eșecuri de-a lungul anilor și la final, trăgând linie, mi-am dat seama că acele eșecuri m-au făcut să am succesul de azi, pentru că eu din eșecurile alea am învățat. Și e bine să ai eșecuri, pentru că dacă nu ai eșecuri și dintr-o dată ai un succes peste noapte, inevitabil acel succes se termină. Dar tu, învățând din acele eșecuri, nu vei avea un succes peste noapte, vei avea un succes construit, muncit, constant, care va rămâne acolo pentru tine. După perioada Andrei a fost foarte greu, pentru că de sus, de unde eram, am căzut sub zero. Și eram tânăr, aveam 18 ani, nu înțelegeam, nu... Trebuia să fiu, să mă lupt singură cu o industrie, mi-am luat cariera în mâini. Mi-a fost greu și pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, am început să lucrez cu oameni buni pe piese. Ne hrănim cu aparențe. Spune-mi, care a fost cel mai greu moment din cariera ta? Mi-ai spus ceva de lansarea în cariera solo. Acela să fi fost cel mai greu moment sau... Da, cel mai greu moment din cariera mea a fost atunci când am început solo, pentru că aveam 17 ani jumate, se terminase Andrei, nu aveam resurse financiare deloc. M-am trezit fără niciun ban, m-am trezit în București, într-o garsonieră, abia aveam bani de chirie și totodată trebuia să-mi construiesc cariera solo și toți acei fani și în general oamenii care ne iubeau, dintr-o dată ne urau. În perioada Andrei existau foarte mulți oameni care spuneau păi cealaltă e mai vânjoasă, e mai talentată, e mai nu știu cum, pentru că, într-adevăr, ea, fiind mai mare ca mine cu 2 ani, avea o personalitate mai puternică. Eu eram cumva copycat, știi? Și părea că ea o să reușească mai mult și atunci eu m-am ambiționat și am vrut să demonstrez. A fost o ambiție, a fost o luptă îndrăjită așa cu mine și cu cei din jur, să demonstrez că eu pot și că sunt mai mult decât acea fetiță copiliță cu codițe colorate din Andrei. Eu nu am fost deloc fericită în acea perioadă și nici n-am avut suportul moral și nici nu mi s-a explicat ce înseamnă acel succes, ce reprezintă. Când am început să-mi construiesc cariera solo, mi-am dat seama că am fost aici, am ajuns sub zero, acum construiesc din nou, acum trebuie să demonstrez din nou. Și atunci, la 17 ani jumate, când s-a terminat Andrei, am învățat cea mai grea lecție de viață și prima, practic, și m-a izbit teribil. Mi-am dat seama că publicul este cel mai schimbător. Azi te iubește, mâine te urăște. Cum ai perceput tu succesul în perioada aceea? După ce s-a terminat Andrei, atunci am realizat ce succes am avut și mi-am dat seama că și acum îmi dau seama că nicio altă trupă n-a egalat și nu poate să egaleze ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu că n-ar fi talent sau dedicare sau muncă, ci pur și simplu și pentru că piața nu mai e de la fel ca atunci. Hai să facem un exercițiu de imaginație, să ne întoarcem puțin în timp. Exact în perioada aia, dacă ar fi să revii acolo, ai modifica, ai schimba ceva știind tot ce s-a întâmplat? Foarte interesantă întrebarea. Totodată nu aș vrea să mă reîntorc la 15 ani, 16 ani, pentru că nu aș vrea să mai retrăiesc acele momente, dar clar că cu timpul înveți și capeți o experiență de viață care te face mai inteligent, mai calm, mai împăcat cu tine. Acum, la 30 de ani, gestionezi altfel lucrurile. La terapie, de exemplu, am făcut o chestie foarte interesantă. Eul meu de acum, am stat de vorbă cu Andreiuța de atunci și oarecum am încercat să mă calmez pe mine, pe cea de atunci, spunându-mi că, uite, o să fie bine în viitor. Toate lucrurile din trecutul meu m-au adus astăzi aici. Am învățat niște lecții grele de-a lungul anilor și am demonstrat că prin muncă multă și perseverență poți să te ridici de sub zero și poți să-ți construiești o carieră bună, frumoasă, longevivă și susținută, nu doar așa peste noapte.